Deci am ținut să organizez această conferință de presă, având în vedere faptul că săptămâna trecută, când s-au aprobat taxele și impozitele pe anul 2020, consider că s-a făcut o eroare din partea municipalității, în sensul în care nu s-a explicat foarte clar și foarte concret în ce constă acele modificări care au fost aduse. Și ca să nu vă încarc cu foarte multe cifre, dar doresc să fiu foarte concret, o să vin cu câteva exemple foarte concrete și vorbesc despre ce înseamnă un apartament cu două camere, să spunem în zona B din municipiul Sfântul Gheorghe, și un autoturism de sub 1600 de centimetri cub. Ce înseamnă, cât impozit trebuie să plătească o familie care are un apartament cu două camere în zona B a orașului și un autoturism de până la 1600 de centimetri cubi. Și o să vă spun, evident, și cât ar trebui să plătească dacă ar trăi în Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc sau Brașov. Am luat aceste trei exemple, că întotdeauna e important să vedem și comparația. Deci în Sfântul Gheorghe, o familie care are un apartament cu două camere și un autoturism de până la 1600 de centimetri cub plătește într-un an, sau va plăti anul viitor, 177 de lei impozit. Deci asta este suma pe care trebuie să o plătească, deci practic lunar 14,75 de lei. Dacă ar locui în zona A, ar plăti cu 5 lei mai mult pe an, deci în loc de 177, ar plăti 182 de lei. Asta este suma care se plătește sau se va plăti anul viitor. În ceea ce privește impozitul pe proprietate, dacă cineva are aceeași proprietate în aceeași zonă, în Brașov sau Miercurea Ciuc, ar plăti cu 25% mai mult, în Târgu Secuiesc cu 16% mai mult. Deci ca să lămurim și problema asta, cât de mare e impozitul sau cât de mic este impozitul în municipiul Sfântul Gheorghe. Practic, creșterea în cazul autoturismelor este de la 70 de lei la 84 de lei. Deci vorbim de o creștere de 14 lei pe an sau 1,2 lei pe lună în anul viitor. Vreau să vă spun și ce înseamnă în bugetul local taxele, de fapt impozitele plătite de populație. Deci dacă adun, luăm anul de referință 2018, că avem exercițiul bugetar încheiat. Deci dacă adunăm toate impozitele plătite de persoanele fizice pentru terenuri, pentru imobile și pentru autoturisme, atunci vorbim de 5,71% din bugetul local. Deci, practic 5,7% din bugetul pe anul trecut a provenit din impozitele plătite de persoanele fizice din municipiul Sfântul Gheorghe. Deci, cea mai importantă informație, și o am aici pe acest grafic, ce înseamnă minimul, deci pe un apartament și un autoturism, deci minimul, suma minimă pe care o municipalitate ar trebui să o ia în calcul, deci sub această sumă nu am putea merge, ar fi de 153 de lei. Suma maximă pe care am putea impozitul maxim pe care l-am putea aproba ar fi de 435 de lei, iar noi suntem la 177 de lei. Deci între 177 și 435 e o diferență de peste 200%. Deci asta este impozitul în municipiul Sfântul Gheorghe, în condițiile în care am văzut zilele trecute că foarte mulți au sărit în sus ce impozite mari sunt în municipiul Sfântul Gheorghe. Nu vreau să fac comparația asta la 15 lei pe lună impozit cu
ce înseamnă un pachet de țigări sau ce înseamnă un telefon mobil sau ce înseamnă altceva. Toată lumea, dacă dorește, poate să facă această comparație. Eu vreau să vă spun ce așteptări sunt și ce oferă municipalitatea în schimbul acestor impozite plătite de cetățeni pentru municipalitate. Deci, o familie, așa cum am spus, cu un autoturism și o locuință, plătește 15 lei pe lună, iar noi, în schimb, oferim condiții în creșă, grădiniță, școală, universitate, tot ce înseamnă sport, da? Deci faptul că în Sfântul Gheorghe viața sportivă este așa cum este, până cum este și datorită eforturilor depuse de municipalitate. Oferta culturală, da? Fiecare cetățean care intră la teatru și cumpără un bilet este subvenționat, deci acel bilet este un bilet subvenționat, diferența este plătită de municipalitate. Cetățeanul care se urcă pe un autobuz și plătește biletul sau abonamentul, la fel, este subvenționat acel bilet de către municipalitate. Iluminatul public din oraș, da? Tot municipalitatea plătește. Curățenia din oraș, contrar unor crezuri din oraș că taxa plătită de cetățeni pentru TEGA se referă și la curățenia orașului. Nu, taxa plătită pentru TEGA este pentru transportul deșeurilor. Curățenia orașului este plătită de municipalitate. Infrastructură, locuri de joacă, cheltuieli sociale, deci foarte, foarte lung este șirul cheltuielilor pe care municipalitatea le are, în condițiile în care am spus care este aportul unei familii dacă are o mașină și are o locuință în zona B. Am spus, vorbesc despre mașini de sub 1600 de centimetri cubi, pentru că 64,8% dintre mașinile proprietatea persoanelor fizice intră în această categorie. Evident, cei care au mașini de 3000 centimetri cubi plătesc mai mult, dar asta e, cred, și logic și normal într-un fel. Ceea ce cred eu că este profund nedrept și, din păcate, lipsa autonomiei locale reale nu ne dă posibilitatea, de exemplu, să luăm decizii privind impozitarea mașinilor diferențiat, în sensul în care, dacă dumneavoastră mâine cumpărați o mașină nouă, nouță, de sub 1600 centimetri cub, veți plăti 84 de lei, la fel cum plătește 84 de lei și cel care are o mașină de 30 de ani și care poluează. Deci nu avem posibilitatea să luăm o decizie în ceea ce privește impozitarea în funcție de vechimea autoturismului, în funcție de cât de mult poluează, și eu cred că este un lucru foarte, foarte nedrept, că nu putem să facem acest lucru.